Am revenit și în această seară. Alături de noi este domnul Silviu Gurlui, profesor universitar, doctor la Facultatea de Fizică. Bună seara, bine ați revenit la noi! Bună seara! În această seară, domnule profesor, o să dezbatem împreună cu dumneavoastră o activitate seismică, a ceea ce se întâmplă la noi în țară. Bineînțeles, cunoaștem cu toții zona de Vrancea, dar și în zona Iașiului. Așadar, luna aceasta a fost acel eveniment de acum mulți ani de zile, îl știm cu toții, nu-l reamintim pentru că a fost unul foarte nefericit. Cum s-a resimțit? Am înțeles că au mai fost câteva activități de acest fel în zona Vrancea. Au mai fost în această perioadă, în luna martie, mai multe cutremure, dar de magnitudine redusă. Eu am făcut de curiozitate să vedem ultimele 4 luni care au fost activitatea și pare că este totuși într-o media lunară. Spre exemplu, în această lună, pentru martie, cât este în această lună, s-au înregistrat 8 evenimente, 8 cutremure. În luna decembrie, 16, în luna ianuarie 18 și în luna februarie 14 evenimente. Deci cumva suntem într-o perioadă de normalitate, deși evenimentele acestea, bineînțeles, mai ales că au fost în perioada aceasta martie, câteva, ne reamintesc evenimentul din 77 care a provocat atâtea pagube, atâtea vieți s-au pierdut și un eveniment tragic pentru țara noastră. Așa este. Dar de ce sau de la ce această diferență de activități seismice? Care este cauza? Aceste evenimente sunt imprevizibile, sunt naturale, iar producerea unora sau altora, unui număr mai mare sau cu o magnitudine mai mare sau mai mică, depinde de varii tensiuni care se acumulează în adâncime. Sunt lucruri naturale la adâncimi mai mari. Dacă este să vorbim despre de Vrancea și se cunosc ce cauze sunt acolo. În alte împrejurări, pentru o adâncime mai mică, o parte dintre aceste cutremure pot fi influențate de alte fenomene naturale sau antropice. Mă gândesc la infiltrații de apă în sol la adâncimi mai mari și atunci aceste infiltrații, se știu lucrurile acestea, pot să crească numărul acestor evenimente și în intensitate de asemenea. Sunt cercetări efectuate și sunt cunoscute foarte bine pentru o anumită cantitate de lichid injectat cu o anumită densitate, cu anumite proprietăți. Se cunosc care pot fi aceste numere, care poate fi această evoluție a numărului de cutremurile, replicile și intensitatea lor. Lucrurile sunt cunoscute, bineînțeles că cercetările merg până într-un punct pentru a nu se perturba foarte mult alte probleme. Deci lucrurile sunt cunoscute, uneori sunt cauzate, cum spuneam, de astfel de infiltrații, alteori la adâncimi mai mari, sigur, sunt alte cauze naturale. Haideți să vedem activitatea seismică în zona Iașiului, pentru că știm de la colegii noștri și de la dumneavoastră, este măsurată cu precizie această activitate seismică și am dorit să aflăm mai multe informații de la dumneavoastră. Noi facem astfel de investigații, nu numai că monitorizăm, ci facem o cercetare, e vorba de, sigur, Facultatea de Fizică, prin o serie de echipamente care sunt achiziționate de mine prin proiectele Facultății de Fizică. Apoi sunt, bineînțeles, o infrastructură foarte mare la nivelul țării a Institutului Național de Fizică a Pământului. Există o infrastructură foarte, foarte bună și prin toate acestea putem să urmărim care este evoluția undelor seismice spre o zonă sau alta. În cazul de față vorbim despre Iași. Numai puțin, fac o mică paranteză ca să clarificăm. Aceste aparate foarte performante pe care dumneavoastră ați reușit să le achiziționați prin anumite proiecte din cadrul facultății sunt de ultimă generație? Mai există în țară? Mai au și alte facultăți? Da, sunt de ultimă generație. Sunt cu precizie foarte, foarte mari. Noi putem să punem în evidență cutremure de la 10.000-12.000 de kilometri distanță, dacă acestea au o magnitudine mai mare, spre exemplu din Japonia. Astfel de echipamente sigur că mai sunt în țară, dar noi avem încă o parte de senzori la aceste echipamente care țin de infrasunete. Deci putem să punem în evidență infrasunetele care preced astfel de cutremure, iar astfel de echipamente sunt foarte puține în țară. Care este precizia acestor infrasunete? Deci acestea însoțesc cu tremurile și sunt importante pentru a decela și a înțelege o serie de fenomene.
de asemenea, care, cum spuneam, pentru cutremure, dar și pentru alte zgomote sau explozii, eu știu, tot felul de alte fenomene care produc astfel de infrasunetele. Pentru noi este foarte important pentru că știm că au fost atâtea evenimente în Iași care au trezit atenția, fie că au fost explozia unor sau dezintegrarea unor corpuri, a unor meteoriți sau alte și alte astfel de fenomene care pot să ne preocupă. Și această activitate seismică pe care o monitorizați și o măsurați, o aveți în vedere în urma unui plan sau odată la ceva timp vă gândiți să măsurați? Nu. Acestea măsoară continuu, bineînțeles. Și nu e neapărat atât de important să măsori, ci mai ales să înțelegi niște fenomene ca eventual, poate într-un anumit interval de timp, nu știu când, dar prin înțelegerea acestor fenomene să ai posibilitatea să poți cumva, este mult de spus să previi, dar prin această înțelegere poți să te apropii oricât de mult de a pune în evidență momentele acestea, dacă se pot pune în evidență. Există încercări, nu neapărat timide, dar există astfel de rezultate ale unor cercetători de la alte centre de universitare din lume, care arată că înainte cu câteva ore sau câteva zile de a se produce un cutremur de magnitudine mai mare, în atmosferă se întâmplă ceva. Fie în ionosferă, fie apar o serie de perturbații ale câmpurilor electromagnetice la nivelul solului sau în atmosferă. Deci există un cuplaj și acestea cu siguranță pot fi un martor sau, să spunem, un mod de a putea să înțelegem încă mult mai bine ce mecanisme sunt acolo la adâncime mai mare, ca să putem să aducem un plus de securitate oamenilor. Așa, spre așa direcție încercăm și noi să mergem la facultatea noastră, prin, nu numai prin astfel de măsurători, și am să revin asupra acestora, ci și prin a dezvolta o infrastructură în a înțelege perturbațiile care se produc în atmosferă, la înălțimi mai mari, aici în Iași sau în alte zone ale țării. Care sunt sau care ar putea fi zonele cele mai afectate sau unde să se resimte cel mai tare un posibil cutremur în Iași? Aici mă refer la zona Copoului, zona Tătăraș, adică zonele acestea. Cred că este dificil să vă răspund la această întrebare, dar știu că sunt anumite zone ale Iașului, prin măsurătorile efectuate de după anii 90, cred eu, asupra unor clădiri din Iași, cred că sunt cel puțin 300 de clădiri monitorizate și, foarte, și sunt multe care au un risc major pentru și la acest subiect de cutremur, risc 1. Sunt cunoscute, acestea au o bulină pe acea clădire și sunt sub avertizare. Pentru că avem măcar 3 astfel de senzori montați în Iași, în zone diferite, încercăm să găsim și să înțelegem dacă, cum ați spus dumneavoastră, dacă anumite zone prezintă o particularitate aparte în propagarea acestor unde seismice. Și trebuie să spun aceasta încă o dată, cred eu că este foarte important la emisiunea dumneavoastră, că sunt, sigur, depinde de adâncimea unde se produce acest cutremur în Vrancea, dar la o adâncime, să spunem, de aproximativ 100 de kilometri, prima undă, unda primară, ajunge după aproximativ în Iași, după aproximativ 25 de secunde. Aceasta nu este unda care poartă energia cea mai mare și care să fie importantă din perspectiva distrugerilor. Cea a doua, unda secundară, ajunge în Iași după aproximativ 45 secunde și aceasta, dacă magnitudinea cutremurului este mare, poate produce pagube. Asta înseamnă că, din momentul între cele două unde, avem un decalaj de timp de 20 aproximativ de secunde. În acest interval de timp, dacă magnitudinea este foarte mare, sigur, înțelegem că se produce, urmează o undă mai mare de șoc după unda primară, deci sunt 20 secunde, dar asta înseamnă foarte mult că nu trebuie să ne precipităm, să nu alergăm pe scări dacă suntem în casă, pe blocuri și așa mai departe, deci la etaj. Nu trebuie să stăm în lift, nu trebuie să stăm în vecinătatea, deci dacă suntem în casă, în vecinătatea acelor corpuri care potențial pot să cadă, e bine
tot timpul, în orice împrejurare, să ne acoperim capul și gâtul și să stăm undeva sub o masă sau undeva jos pe o suprafață unde este ferită de căderile unor corpuri din acea încăpere. Referitor la aceste posibile cutremure cu magnitudini mai mari sau mai mici, care pot aduce anumite dezastre materiale, pagube și așa mai departe, aș vrea să luăm două scenarii. Scenariul cel mai fericit în urma unui cutremur, sau mai degrabă spus, cât de puternic ar trebui să fie un cutremur pentru ca noi să resimțim în Iași, nu ne dorim acest lucru, dar punem ipotetic acest scenariu, în care noi în Iași să avem pagube sau să fie o situație de urgență la nivel județean, regional aici la noi, și care ar fi cazul cel mai fericit în urma acelui cutremur prin care noi să fim totuși în siguranță? Sunt fenomene extrem de complicate. Acum, dacă este să vorbim din perspectiva aceasta statistică a numărului de cutremure și a magnitudinilor, în timp are și o anumită periodicitate. Să spunem, după anii 1700 era o periodicitate de vreo 60 de ani și în ultima perioadă, această periodicitate a fost undeva la vreo 35 de ani, dar nu se mai respectă de la ultimul cutremur major sau ultimele cutremure majore. După cum se vede acea evoluție, cred eu că următoarele secvențe de cutremure în timp vor fi mai de un număr mai mare, dar de magnitudine mai mică. Deci undeva, dar este dificil, deci nimeni nu vă poate în momentul de față să vină cu o anumită cu o profunzime în a prezenta niște lucruri legate de magnitudinea cutremurilor, doar din perspectiva aceasta statistică, știi, văzând evoluția lor în timp, cred eu că va fi un număr mai mare, adică o împrăștiere, o disipare a energiei pe mai multe cutremure, dar vârfurile, cutremurile mai mari, cred eu că, din fericire, nu vor fi peste noi. Asta nu înseamnă că nu trebuie să ne pregătim, să cunoaștem toate aceste reguli minime de securitate și să ne păstrăm calm în această perioadă. Pentru că, de fapt, această temere, această fugă, pentru că e o spaimă, aceasta poate produce mai mult decât cutremurul în sine, mai multe palme. Într-adevăr, cât de pregătit este Iașiul? Și aici mă refer inclusiv la ceea ce înseamnă organizarea oficialităților, organizarea din punct de vedere al infrastructurii, tehnic vorbind, dar și a clădirilor care, m-am văzut, sunt într-un număr destul de mare cu risc seismic de gradul 1. Pentru un cutremur, este un pic dur să spun, dar ca cel ce s-a întâmplat în Vrancea. După cum văd eu lucrurile, din perspectiva aceasta a cunoașterii clădirilor, infrastructurii, sunt lucruri cunoscute, sunt date publice, le-am accesat și eu cu ceva timp înainte de a vine la emisiunea dumneavoastră ca să văd o situație la zi, sunt aceste date, însă după cum văd eu infrastructura în sensul de a ajunge la acele clădiri, e vorba de străzi, de dimensiunea lor, dimensionarea lor, și de reacțiile oamenilor, de modul de a-i educa, de a răspunde în situații de aceste de urgență, eu cred că aici avem foarte multe de învățat. Am văzut și în alte situații când au fost probleme din acestea, nu neapărat de cutremure, dar alte situații de urgență, accidente care s-au produs nu în Iași, ci în țară, în alte zone, și am văzut că chiar și autoritățile au avut, să spunem, intervențiile acestea cu stângul, ca să nu spună altfel, și nu au fost suficient de cu măsurile suficient de optime pentru a ajuta oamenii. Trebuie foarte mult încă investiții foarte mari și de a asigura căile de acces. Și oamenii trebuie să fie, sunt școală de asemenea, și să fie mai multe ore din acestea de a pregăti populația. Când spuneți de investiții în acest dialog referitor la cutremure din zona Iașiului, la ce vă referiți? Eu mă refer inclusiv la echipamente, fie ele de, să spunem, de tehnologie minimă, deci costuri mici, dar care să monitorizeze în timp real toate clădirile care au un risc seismic, pentru că acestea pot răspunde la anumite frecvențe, sub anumit factor de stres, nu neapărat de cutremur, și să vadă în timp real care sunt astfel de manifestări și care sunt amplitudinea acestor
clădiri la anumite frecvențe din vecinătatea acelor clădiri. Vorbim chiar și de concerte de intensitate foarte mare. Bun, haideți să vă întreb altfel atunci. Cum am putea să îndepărtăm acest pericol al clădirilor cu risc seismic? Pentru că mă gândesc că demolate nu pot fi în totalitate sau pot fi sau ar trebui gândit un plan foarte bine pus la punct. Cum rezolvăm această situație? Da, eu v-am spus doar câteva dintre cele măsuri absolut normale pentru a putea preveni un anumit comportament al acestor clădiri. Bineînțeles, aceasta este doar o primă măsură de urgență. A doua măsură este ca aceste clădiri să fie supuse unei expertize foarte eficiente și unei restaurări sau unei consolidări. În această perioadă, cât este consolidată, sigur, populația trebuie, sau persoanele din acea clădire trebuie să fie mutate, inevitabil, într-o altă zonă. Aici sunt lucruri delicate. Știu persoane care sunt în vârstă, știu persoane care au o temere de a se muta în altă parte și sunt necesare și costuri. De aici trebuie să fie personal specializat, psihologi care să motiveze și să arate celor din clădire cum stau lucrurile, ca să-i convingă că această operație este spre binele lor și, de asemenea, autoritățile să investească. Și aici este o altă problemă. De unde sunt astfel de... unde se regăsesc? Care sunt bugetele și cine investește aici? Dar se pot găsi, pentru că viața oamenilor este mai presus decât orice. Aici e vorba nu cum gândești o lege, nu cum o aplici, ci este vorba de viața oamenilor. Mai important decât orice. Așa este. Însă credeți că este și ar fi eficientă această reconsolidare sau reabilitare acestor clădiri sau ar trebui demolate și reconstruite? Este posibil. Asta v-am spus, că trebuie efectuate analize riguroase și este posibil că acolo unde nu mai ai ce face și costurile sunt mai mari să fie dărâmate și refăcute clădirea după în funcție de specificul zonei, în funcție de arhitectura zonei, pentru că nu se construiește, nu ar trebui să se construiască oricum și oriunde, ci respectând un anumit cadru. Și, de asemenea, dar este foarte important, e un lucru extrem de delicat, populația trebuie să fie convinsă și trebuie să le fie argumentate și garantate că locuința va fi restaurată sau refăcută sau consolidată sau se vor muta din nou într-o locuință unde sunt condiții sigure de trai. Am ales în această seară subiectul acesta cu dumneavoastră pentru că, din nefericire, am observat o tendință în țara noastră, poate și în celelalte țări, dar cu precădere aici, pentru că aici trăim, faptul că mai întâi trebuie să se întâmple un eveniment foarte nefericit, ca mai apoi să se ia măsuri. Dacă nu greșesc, la noi în Iași, în legătură cu acea unitate de învățământ, care știm foarte bine că trebuie reconsolidată, nu dau nume acum, la fel, a trebuit mai întâi să existe o situație ca după aia să se intervină, era, din fericire nu au fost victime și așa mai departe, însă, tocmai de aceea și prefera să vorbim despre activitatea seismică din Iași și ce ar trebui să facă oficialitățile și persoanele care se ocupă de această parte, pentru ca să nu ajungem într-un context care ar putea duce, Doamne ferește, la pierdere de vieți omenești. Și acum nu înțeleg ce ar trebui să se întâmple sau cum ar trebui să fie propusă o asemenea idee în plenul unei ședințe, mă gândesc, de către autorități, să se pună la masa rotundă, să se vorbească, domnule, avem atâtea clădiri cu risc seismic de gradul 1 în Iași, ce facem cu acestea? Bun, este vară, este frumos, totul este verde, mergem în vacanță. Dar haideți să nu omitem, să nu uităm că este posibil ca într-o zi să nu putem face față și să ne trezim într-un fața unui dezastru natural care ar putea duce la foarte multe nenorociri. Așa este. Și acum vă întreb iarăși o idee. Activitatea seismică din zona Iașului, bine, aceasta nu a fost foarte activă din ce cunoaștem, nu suntem chiar în zona Vrancea, dar un cutremur oricât de mic la această periculozitate al clădirilor din Iași ar putea aduce pagube semnificative. Bun, care ar fi un plan sau cât ar dura un plan de bătaie, cu ghilimele de rigoare, pentru ca să nu avem situații nefericite?
cum ar arăta? Și aici mă gândesc, trebuie, pe lângă oameni specializați, experți în domeniile acestea, trebuie investiții de ce, să spunem, aproximativ, ce buget? Sau trebuie să investim mai mult în tehnologizarea aparatelor sau poate în pregătirea specialiștilor sau poate în educarea populației? În domeniul construcțiilor, bineînțeles că sunt specialiști, sunt experți care pot să găsească cea mai bună formulă pentru bugetul necesar refacerii unei clădiri. Prima dată este o analiză de suprafață, de identificat sau de confirmat, reconfirmat clădirile care au suspect un anumit grad de, în special cele după 1970, de înainte de 1970, mă scuzați, care pot să aibă probleme. Și apoi, un sistem din acesta de monitorizare în timp real, cu precizie foarte mare a tuturor acestor clădiri și pe o hartă de văzut foarte bine care este situația în timp real, apoi, prin aceste expertize de suprafață, nu cred că iau foarte mult timp, din această expertiză de suprafață, de identificat care sunt cele mai grave situații și ușor, ușor, mergând spre toate celelalte cu bugetele adecvate. Trebuie făcut urgent, da. Este necesar să fie făcut urgent și să nu așteptăm să cadă o clădire sau un perete peste alți oameni, peste alți copii, să știm situațiile acestea din țară, și apoi să facem un herob din asta național, să controlăm, să facem și așa mai departe și în câteva luni deja să iar se atenează tot, o am uitat și iarăși așteptăm neprevăzutul. Da, așa trebuie făcut, o analiză riguroasă de suprafață tuturor clădirilor și investit rapid înspre clădirile care sunt de cele mai mari probleme din ea și să știu acestea unde sunt și trebuie foarte rapid acționat. Domnule profesor, vă mulțumesc pentru informații. Până atunci însă stăm liniștiți pentru că activitatea seismică este măsurată cu precizie la Iași, fapt pentru care vă mulțumim și dumneavoastră și întregii echipe care mulțumesc. Coordonați această activitate. Vă mulțumesc mult pentru prezența din această seară. Vă mulțumesc frumos! Acestea au fost informațiile. Cezara Bălăuță sunt eu și ne revedem data viitoare.